Vești bune pentru bolnavii diagnosticați cu diferite forme de cancer. Începând de mâine, pacienții pășcăneni pot beneficia de servicii complexe de la cabinetul de oncologie deschis din luna octombrie la Spitalul de Urgențe din Pașcani. Mai exact, doctorul specialist Elena Boșteanu poate elibera rețete gratuite, întocmiri referate pentru concedii medicale sau pentru dosare de pensii. Toate aceste lucruri nu erau posibile până acum, deoarece doctorul nu avea parafa medicală specifică. Am cabinetul de oncologie la parter, în ambulatorul integrat al Spitalului Municipal Pașcani, lângă cabinetul de medicină internă. Din acest moment, și anume în data din 9 decembrie 2013, cabinetul de oncologie este funcțional. Pot elibera rețete gratuite pentru pacienții oncologici, pot elibera referate de handicap, referate de pensionare, concedii medicale și toate actele necesare bolnavului oncologic. Fac un apel pe această cale către toți bolnavii oncologici din zona Pașcani, din orașul Pașcani și din zonele limitrofe orașului Pașcani pentru a veni să se înscrie, să-și facă fișele de luare în evidența bolnavului oncologic pentru a le putea elibera rețete sau alte acte necesare tratamentului. Potrivit celor spuse de medicul specialist, în Pașcani sunt foarte multe persoane care sunt diagnosticate cu diferite forme de cancer, în special cu vârsta peste 50 de ani. Bolnavii oncologici, după cum se știe și la nivelul țării, nu numai în zona Pașcanului, sunt cei mai mulți numeric. Statistic, sunt mai mulți și decât cei cu boli cardiovasculare, la momentul actual. Pacienții sunt tratați pentru momentul actual în municipiul Iași, în Institutul Regional de Oncologie și într-un alt centru privat care există în municipiul Iași. Sper ca pacienții care sunt interesați și care doresc să fie tratați în zona unde locuiesc să vină la cabinetul de oncologie unde îi aștept și unde vreau să-i ajut. Cabinetul se află la parterul spitalului, în ambulatoriu, lângă cel de medicină internă și este deschis de luni până vineri, între orele 8-15. Menționăm că pentru prevenirea apariției acestei boli nemiloase trebuie evitat consumul excesiv de alcool, fumatul și sedentarismul. Bursa de studiu de 2000 de euro pentru un pășcănean. Este vorba despre Vlad Alexandru Vornicu, bursier și student la Universitatea Tehnică. Beneficiarii sunt aleși din sute de tineri care au aplicat pentru bursă în urma unei selecții realizate în centrele de evaluare cu sprijinul universităților partenere. Criteriile includ rezultatele obținute în anii de studiu, dar și abilități precum lucru în echipă, capacitatea de a inova și recomandările primite din partea universităților. Într-adevăr, mă număr printre cei 40 de fericiți beneficiari ai bursei private Roberto Roca, oferită în România de Tenaris Silco Club Zalău. Sau, ca să fiu mai precis, unul dintre cei 8 bursieri de aici, din Iași, din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Arsachi. Bursa este în valoare de 9.600 de lei și este împărțită în 12 tranșe de câte 800 de lei lunare. Este o experiență deosebită, mai ales pentru faptul că am avut ocazia de a ne exprima liber, în prezența invitaților și a staffului organizatoric. Și aici mă refer la managerii companiei, care sunt oameni cu adevărată pregătire. Și desigur la cadre didactice care au fost invitate la decernare din cadrul celor 4 universități partenere cu Tenaris Silco Club. Recomandarea mea pentru studenții care au un profil compatibil cu cerințele acestui program de burse private este să nu ezite, ci să facă tot posibilul pentru a se situa între noi, între cei mai buni studenți ai universităților tehnice din România. Bursele de studiu fac parte din programul educațional Roberto Roca, prin care compania susține la nivel mondial studiul ingineriei și științelor aplicate. 80 de universități din 11 țări sunt implicate în acest program. Primirea burselor nu implică niciun fel de obligație a studenților față de companie. Accident rutier pe strada Gării din Pașcani. Sâmbătă seara, un șofer pășcănean de 25 de ani a provocat un accident care s-a soldat cu o victimă.
Acesta se afla la volanul unui autoturism marca Volkswagen, iar când a vrut să iasă din parcarea gării, nu a acordat prioritate și a fost lovit de o mașină care circula regulamentar. La volan se afla un tânăr de 18 ani, însoțit de o pasageră de aceeași vârstă. În urma impactului, acesta a suferit mai multe răni și s-a dus la spital pentru îngrijiri medicale după câteva ore. Între timp, cei doi conducători auto au fost conduși la sediul poliției, unde au refuzat înțelegerea amiabilă. După controlul cu alcool, testul s-a stabilit faptul că niciunul dintre ei nu consumase băuturi alcoolice. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă. Mai sunt câteva săptămâni până la Crăciun și Revelion, iar majoritatea dintre noi ne facem bugetul pentru sărbători. Cadourile pentru cei dragi, produsele tradiționale pentru mesele festive sau rezervări pentru noaptea dintre ani sunt doar câteva dintre prioritățile noastre. Magazinele și supermarketurile s-au aprovizionat cu sute de ghirlande, globuri și instalații, însă câți dintre noi cumpărăm ornamente de Crăciun an de an? Luna decembrie, luna cadourilor, comercianții pășcăneni s-au aprovizionat din timp cu ornamente pentru sărbătorile de iarnă. De la ghirlande, la instalații cu lumini multicolore, globuri, jucării pentru cei care au fost cuminți și brazi, fie ei artificial sau natural, în acest an se poartă ornat în alb și verde. Ofertele magazinelor sunt foarte generoase, așa că puteți găsi ornamente cu prețuri pentru toate buzunarele. Cele mai cumpărate produse fiind beteala, instalațiile și fundițele, prețurile pornind de la 1 leu. Majoritatea pășcănenilor spun că bugetul pentru ornamentele brăduțului nu este foarte generos, maximum 100 de lei. Însă de multe ori folosim ornamentele vechi ani la rândul, doar când e necesar cumpărăm un vârf de braț sau câteva globuri. Am văzut că ai cumpărat ceva ornamente pentru braț. Da. Le folosești pe alea de anul trecut? Da, normal. Anul ăsta cu ce noutate vii? Nu farse. Ceva farse. Da, normal. Cât cheltui pentru accesoarele bratului? Nu foarte mult, în jur de 100 de lei. Cumpăr. Globuleți, instalații, tot ce... Cei care doresc să-și unească destinele în această perioadă trebuie să fie atenți atunci când își planifică nunta, întrucât sărbătorile de iarnă aduc modificări în programul stării civile. Pentru cuplurile care vor să se căsătorească chiar în ajunul Crăciunului sau anului nou, trebuie să știe că dosarul se depune cu 10 zile înainte de data stabilită a nunții. În zilele de 25 și 26 decembrie, starea civilă va fi închisă, activitatea urmând să fie reluată în data de 27 decembrie, iar a doua zi, pe 28, serviciul să fie închis din nou. Tinerii care vor să se căsătorească în ajunul Crăciunului o pot face depunând o cerere până pe 16 decembrie, la evidența populației. În zilele de 25, respectiv 26 decembrie, zile libere, nu se oficiază căsătorii. În momentul de față nu există nicio solicitare, însă dacă vor fi doritori, cererile vor fi onorate chiar și de edilii orașului. Până în prezent nu există solicitări pentru oficierea căsătoriilor pe data de 24 decembrie. În data de 16 decembrie vom ști exact dacă există astfel de solicitări. Dacă vor fi doritori, cererile vor fi onorate. În ajunul anului nou, starea civilă va fi închisă, la fel și în intervalul 1-5 ianuarie 2014, urmând ca activitatea să fie reluată după programul normal, începând cu 6 ianuarie. O familie din localitatea Luncaș a fost la un pas de o tragedie la sfârșitul săptămânii trecute. Un bărbat și o femeie au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu gaz metan. Din câte se pare, unul din membrii familiei ar fi uitat gazul deschis. Când li s-au făcut foarte rău, bărbatul a sunat de urgență la 112, iar un echipaj de ambulanță a ajuns la fața locului și a transportat victimele la spitalul din Pașcani. Imediat după ce li s-au administrat oxigen, persoanele în cauză și-au revenit. Au fost două persoane din Luncaș, probabil membrii aceeași familii, bărbat de 53 de ani și femeie de 24 de ani, cu intoxicații cu gaz, care însă prezentau o stare generală bună, constantele în limite normale și au plecat la domiciliu. Potrivit celor spuse de medici, în cazul unor astfel de intoxicații, victimele trebuie scoase imediat la aer curat, iar încăperea să fie aerisită foarte bine. Zeci de tiruri au fost luate sâmbătă seara la control de către polițiștii de la rutieră în zona Hârlăului.
Timp de câteva ore după lăsatul întunericului pe drumul județean 281 Hârlău-Belcești, 22 de polițiști au oprit în trafic aproape 30 de autovehicole într-o acțiune privind transportul de mărfuri și persoane. În urma controlului a fost depistat un bărbat în vârstă de 48 de ani care conducea băut. În cauză i s-a reținut permisul de conducere și i s-a întocmit dosar penal. În total au fost acordate 19 sancțiuni în valoare de peste 5.000 de lei. Polițiștii de la Hârlău au acționat pe raza de competență pentru prevenirea faptelor de violență și de asemenea pentru verificarea transportului de mărfuri. Cu această ocazie au fost verificate 12 unități comerciale, au fost controlate 29 de autovehicule, fiind constatate 2 infracțiuni, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 5.300 de lei. De asemenea, a fost reținut în vederea suspendării un permis de conducere. Menționăm că de săptămâna trecută la nivel național se desfășoară astfel de acțiuni ale polițiștilor împreună cu agenții de la Serviciul de Investigație a Fraudelor și care vor continua cel mai probabil până săptămâna viitoare. Copiii din Târgu Frumos au primit vineri de Sfântul Neculae sute de cadouri din partea administrației locale. Darurile au fost oferite pe splanada orașului înainte de aprinderea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă. Pentru că atmosfera să fie de poveste, în foișor a cântat o fanfară, iar când s-a lăsat întunericul, toată lumea prezentă la eveniment s-a bucurat de un foc de artificii. Apoi mii de luminițe s-au aprins peste tot în oraș. Cel mai falnic este bradul înalt de câțiva metri de pe splanada plină cu zeci de beculețe colorate și îngerași. Duminică 8 decembrie în comuna Moțca a avut loc festivalul folcloric Jocul meu, mândria mea, susținut de ansamblul Moldovița din aceeași localitate și coordonat de adolescenta Ioana Măriuță, în vârstă de 15 ani, elevă la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani. Festivalul a fost rezultatul unei munci asidue de câteva luni, motivați fiind de câștigarea unui premiu în bani din partea UNICEF pentru întemeierea unei ansambluri de dansuri populare. Îi felicităm pentru evoluția care a avut-o în Ucraina. Am înțeles că Carmen Gherasa și cu Ioana Măriuță au obținut ceva premii și noi ne vom arăta recunoscători. O să trecem prin Consiliu și la o întâlnire ulterioară de luna asta, toți vor fi mai puțin sau mai mult remunerați. Vreau să mulțumesc tuturor pentru că au participat într-un număr foarte mare, în special domnului Eugen Moldovanu, instructorul nostru, care ne-a îndurat și ne-a suportat timp de 2 luni de zile toate emoțiile și toate zbielile. Mulțumim primăriei, Consiliul Local și Căminul Social și dorim să participăm la cât mai multe activități. Menționăm că în urmă cu câteva zile, tânăra a obținut locul 3 la un concurs de folclor ce s-a desfășurat în Ucraina. Materialul video îl puteți urmări pe www.ziarulorizont.info.
În prag de sărbători, Muzeul Viei și Vinului din Hârlău a găzduit vineri de Sfântul Nicolae o expoziție de icoane vechi și un concert de colinde. Evenimentul, intitulat sugestiv Icoana, fereastra spre cer, a fost organizat de Complexul Muzeal Moldova Iași, Muzeul din Hârlău, Parohia Bisericii Sfântul Gheorghe și Asociația Tinerilor Ortodoxi România. Expoziția a fost deschisă cu un discurs al directorului muzeului, Paul Iancu, și al preotului Dumitru Tincu. Este vorba de o manifestare muzeală care se vrea a ne aminti despre marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, a nașterii Domnului, care este prin excelență o sărbătoare a familiei, a bucuriei, a bucuriei trimise de către Dumnezeu prin Fiul Său pentru a scoate omul din siguritate, pentru a scoate omul din robie. Vernisajul s-a încheiat cu un concert de colinde susținut de corul Asociației Tinerilor Ortodoxi România din Hârlău. Patru heruvim cu glugă. Sâmbătă, sala de sport din cadrul bazei Clubului Sportiv Municipal a răsunat de strigătele copiilor prezenți la cele două competiții organizate de Moș Nicolae. Încă de la primele ore ale dimineții, elevii și-au încurajat favoriții care s-au întrecut la tenis de masă și handbal feminin. În urma disputării meciurilor de handbal, câștigătoare au fost fetele de la Liceul Economic Nicolae Iorga, care au reușit să învingă celelalte două echipe ale școlii Ortache Cantacuzino și Liceului Tehnologic Mihai Busioc. Și la tenis de masă, competiția a fost acerbă, iar la final, pe primul loc, s-au clasat Alex Mârț la categoria sub 18 ani, iar Cătălin Albu la peste 18 ani. Mâine cerul va fi acoperit în totalitate de nori. Temperatura maximă va fi de minus 3 grade, resimțită minus 10 grade Celsius. Vântul va bate moderat din direcția nord.